În vreme ce Liviu Dragnea și echipa sa lucrează la o moțiune de cenzură, Sorin Grindeanu strânge un nou cabinet. Sergiu Cora a adunat toate informațiile de la surse politice. Sergiu, bună seara! Cine va face parte din noul cabinet? Bună seara, Andreea! Cum deja știm, poate cea mai surprinzătoare prezență în noua echipă a lui Sorin Grindeanu este cea a fostului premier Victor Ponta. El ar urma să preia secretariatul general al guvernului, pentru că e și parlamentar, are 15 zile să aleagă între cele două funcții. Vicepremier ar urma să fie Eugen Teodorovici, fost ministru al finanțelor. De același minister ar urma să se ocupe și acum. Foștii membri ALDE, Daniel Constantin și Sorin Câmpeanu, au fost și ei ofertați. Ar urma să ocupe portofoliile pe care le-au mai ocupat, agricultură și educație. Sorin Grindeanu ar urma ca săptămâna viitoare să găsească alte nume în PSD și ALDE pentru a completa echipa guvernamentală, așa încât să nu se schimbe culoarea politică a executivului, deja avizată în Parlament.